Bună seara, dragii mei! Iată-ne din nou împreună în atelierul țăranului sărac, cum îmi place mie să-i spun. Vă salut încă o dată. Dacă o să vă placă acest videoclip, nu uitați să dați un like la atelierul țăranului sărac și să o distribuiți mai departe, dacă doriți, la prieteni, la cunoștință. Poate altcineva va fi mai inventiv decât mine și va prelucra această idee și va face ceva mai bun din ea. Da, după cum vă spun mereu, este un canal de YouTube pentru pasionați. Testăm diferite chestii, unele cumpărate, altele făcute de mine, altele funcționabile, altele mai puțin funcționabile, ca și amatorii. Dar pe acest canal aveți diferite videoclipuri cu invertoare de curent solare, care vă poate trage energia direct din panourile solare și vă transformă direct în energie de uz casnic, adică, spun cuvintele mele, de non-profesionist, da? Și cu generatoare de curent, cu magneți neodom de 1000 de W, care normal scoate 1200 la 6 rotații, la 600 de rotații, cu generatoare de curent pe neodom magneți de 500 de W, da, și diferite videoclipuri. În general despre energia regenerabilă, magnetic și chestii de astea, în fine. Acum să trecem la treabă, să nu mai lungim vorba, da? Ce avem astăzi aici pe masă, da? Am să lăs camera mai jos, adică o ridic mai sus, o dau mai în spate, așa, uite așa. Așa, ce avem pe masă astăzi aici? Astăzi aici pe masă, două bucăți de lemn, este un suport, adică pentru ce întreb acest suport? Pentru unul din motoarele la mașina de spălat rufe. Deci acest motor, am un videoclip cu el pe canalul meu de YouTube, se cheamă motorul de la mașina de spălat rufe, transformat să funcționeze și la o baterie de 9V. Acolo arăt cum funcționează și la o baterie de 9V, dar în principiu el are o mică modificare în sensul, nu la rotor, deci modificarea nu este la rotor, la stator, la bobinaj, absolut nimic, este aici doar o punte, acolo spun cum este făcut așa punte și dintr-un motor la mașină de spălat rufe îl puteți transforma și funcționează la o baterie de 12, 24, 48. Bineînțeles că nu va învârti cuva la mașina de spălat rufe, nu are forța necesară, dar anumite treburi puteți face cu el, fiind acționat de o baterie de mașină de 12 sau 12V, 24, 48 sau în fine. Așa, acum ca să vă arăt, deci nu este modificat nimic la stator, la rotor, la bobinaj, niște bandă am să pun aici pe axul lui, ca să vedeți că chiar se învârte, așa, și, ok, am să lăs și camera mai, așa, îi punem o baterie de 9V, uitați aici. Bineînțeles că nu are putere, doar ca să vă arăt că funcționează. În videoclipul ăla aveți motorul de la mașina de spălat rufe transformat să funcționeze la o baterie de 9V. Acolo arăt cum fac așa punte, aici, la borne și va funcționa așa dumneavoastră. Cred că îl și auziți. Da? Deci la această baterie de 9V. Funcționează la 12 la 24, deci dacă faceți această punte și îl transformați, bineînțeles că la unele motoare diferă puntea, adică între alte borne, dar eu în acel videoclip spun între ce borne este făcută puntea la acest model, la două modele diferite s-a nimerit aceeași puncte, mai am un model de la altă mașină care puntea nu s-a nimerit ca la astea două, dar în principiu majoritatea funcționează, deci 12, 24, 48, dar odată și l-ați făcut această punte modificare, nu-l puneți la 220 că o să iasă fund din el, da? Acum ce facem în continuare? Ce o să facem în continuare? Dacă ați văzut că funcționează la o baterie de 9V, acum am aici, am pus în priză pistolul de lipit cu plastic, acum, opa, am să-l scot așa. Pistolul de lipit cu plastic, așa, punem o tigă pentru că vreau să îl lipim un pic aici și așa, și să-l punem un pic la treabă, să ne acționeze ceva, să vedeți și dumneavoastră ce, până să răcește, așa, asta teoretic nu ne mai trebuie, am să-l scot de tot din priză, să-l lăs deoparte. Am pus doar la încălzit acolo. Așa, să pun apoi someria. Așa. Am pus someria înapoi și deja sună. Da. Acum pun să răcești un pic aici că am lipit. Ați văzut că funcționează aici. Să mai arătăm ce avem aici pe masă. Avem
un mic generator făcut, l-ați văzut în, adică este un generator de probă, cum ar veni. Aici, imediat să dau pe pauză, să-i aduc și rotorul cu magneț. Așa. Da, a venit și rotorul cu magneț. Deci, care ați văzut videoclipul meu cu acest micuț, cu această mică invenție, acest generator, aveți videoclipul generator de curent de probe sau așa ceva. Uitați, aici am un rulment, acum nu vă mai povestesc că aveți videoclipul pe canalul meu. Introduci în acest rulment aici și prin rotire, uitați, mai multe detalii aveți în acel videoclip, acum ca să nu lungim prea mult videoclipul. Așa, ce vreau să vă arăt, o să-l poziționăm aici. O să vă arăt așa ca să vedeți, să dau și mai în spate un pic. Așa. Deci, acest motor la mașina de spălat rufe va acționa acest micuț, această micuță improvizație generator. Uitați aici, va învârte acest rotor. Da? Și va produce ceva energie electrică. Așa. Acum, ce este un rotor cu magneți. Uitați aici, nord-sud, sunt 12 magneți. Vine băgat aici, unde vine acel rulment. Așa. În videoclipul ăla a fost două mici transformatoare, iar acum este un transformator aici. Acolo spun mai multe detalii, uitați, un transformator și acesta este bobina din pompa de la mașina de spălat rufe aici. Deci nu mai este transformator, este o bobină de la mașina de spălat rufe aici. Am vrut să probez să vedem dacă funcționează și cu bobina din pompa de la mașina de spălat rufe. Da? Așa. Deci aceste două bobine va produce ceva energie electrică acționată de acest. Așa, cine nu va acționa acesta? Mai de multe ori l-ați văzut acționat de adaptorul de laptop, pentru că eu n-am o baterie de mașină. V-am explicat ca să-l folosesc la o baterie de mașină. Dar în seara aceasta ne avem baterie și dacă pune adaptorul de laptop, iar o să zică, domnule, păi preluai curentul din ăla și trăgeai, nu? O, avem aici o bor mașină. Vedeți? O să-i luăm acumulatorul la această bor mașină. Deci acest motor va funcționa la acumulatorul la acest motor, va funcționa la acumulatorul la această mașină. Va învârti această, pardon, această mică invenție cu acest generator și va aprinde niște becuri de 7,5 LED, 7,5 W, 7,5 W, da? Aveți 6 bucăți aici, da? Cu dulii normale. Așa. Acum, până să legăm becurile aici, întorc așa ca să vedeți și dumneavoastră ce fac aici. Va veni aici așa, voi pune o mică gumiță de asta între axuri, ca să nu așa să preia un pic din vibrații. Voi da niște bandă aici. Voi lipi cu bandă. Bine, este ca o probă, este. Dumneavoastră puteți face altfel, fel de fel de invenții, fel de fel de. Eu doar vreau să arăt că două bobine, dacă ar fi să le învârtă vântul, vă dați seama ce putere are această baterie de la această bormașină, nu? Așa. Am făcut aici ca un cuplaj. Da, observat, da? Acum când învârte ax, se învârte și. Vedeți aici, da? Așa. Observați, da? Așa. Sunt niște probe care le facem, deci nu nimic bătut în cuie, nu zic să faceți ca mine. Acum o să-i atașăm becurile. Uitați aici. Opa. A ieșit de la. Opa. A ieșit de aici, trebuie să dau pe pauză să bag firul și ăsta înapoi, că a ieșit de la carcasa asta de aici, da. Da, m-am supărat și am legat pe direct aici, uitați, asta a sărit de la bobina de la mașina de spălat rufe, de la contact de aici. Să dau mai aproape să vedeți. Undeva aici. Așa.
Uitați, aici era la bornele de contact, dar am băgat-o pe drept. Acum să ridicăm înapoi și să vedem ce am făcut, da? Ia să vedem, așa dau mai în spate. Așa, cred că trebuie și mai în spate. Așa. Așa, am legat pe drept aici și becurile. Uitați, deci are ieșirea de la bobine. Asta e de la mașina de spălat, asta e de la transformator aici. Să pun un pic de bandă aici. Are un pic de spui, dar e frică să nu o prindă la magnet aici. Aici așa. Așa. Asta este ok aici. O să-i punem și asta un pic de bandă aici. O tragem în partea asta așa. Vreau să le pun cât mai înghesuite ca să observați dumneavoastră cam ce urmează, da? Deci, 6 becuri de 7 bar jumate, da? Acum, așa cred că se observă. Acum, eu am să rotesc asta ca să observați, dar până una alta, deci să conectăm la acea baterie de la acumulator de la bormașină, da? Deci nu e alta, e tot aceeași. Așa. Ok. Acum am pus o dată la plus și acum o să acționăm și punem și minus. Dar vă uitați aici că se învârte propriu zis, dau așa ca să se vadă și axul. Am să-i pun și un pic de roșu aici, să vadă mai bine. Asta o lăs doar așa ca să fluture aici, să vedeți. Percu să țină. Ia uitați, acum conectăm la baterie aici, da? Aici așa. Așa. Da? Deci cele 6 becuri acționate de acest micuț generator. Adică vreau să arăt că două bobine și uitați să observă mai bine așa. Am să las și mai jos ca să vadă cum se învârte motorul aici. Uitați, vedeți? Acum s-a observat. Acum eu l-am oprit pentru că acum punea. Așa. Observați asta. Uitați și cele 6 becuri și se vede mai greu pentru că bate lumina în cameră, adică uitați. Da. Cam asta pentru astăzi. Ce să vă zic altceva? Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like la terenul săranului sărac și să distribuiți mai departe, poate, pe cineva duce capul și face ceva mai interesant. Adică și în videoclipul în care am construit acesta în direct, părind să generator de curent o probă, ceva de genul ăsta i-am spus. Acolo am arătat cum am făcut acest micuț și generator și am și zis dacă ar fi 4 bobine sau 4 mici transformatoare sau ar da ceva energie mai multă, da? Da, uitați. Deci la acea aveți acumulatorul, bateria o aveți sus aici pe, uitați aici pe, deci, și oricum el dacă ar fi învățit de vânt, de apă, tot treaba aia ar face, da? Uitați. Am luat eu firul, uitați aici, mă punem el. Da? Deci nu este un perpetu mobil, încă nu trage din el să încarce să rutească primul, dar este doar ca idee. Ok, ce să vă mai zic, cam atât pentru astăzi. La revedere, numai bine pe săptămâna viitoare și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like la atelierul țăranului sărac aici, da? Sănătate, numai bine pe săptămâna viitoare.